tata se lucrează aici. Vine de aici. Și de la Dori, care bagă la lopată. Și de la Moise, care dă la betoniere. Stai că nu se vede. Asta e Moises. Dragii mei, suntem la casa familiei Țegheni și lucrurile, după cum puteți vedea, se schimbă. Ce n-am spus data trecută era că trebuia să mai zidim un pic ca să putem face mansardă aici. Acum tocmai ce am terminat de turnat centura de sus. Mulțumesc fraților care s-au implicat și s-au apucat să zidească. Noi am fost plecați la evanghelizări și în perioada următoare vom fi de asemenea plecați. Încercăm, dacă Domnul ne ajută, începând cu luna august, cu începutul lunii august, să venim să punem acoperișul acestei case. Vă mulțumim la cei care v-ați implicat, care vă implicați. Domnul să vă răsplătească. Trebuie să rectific un lucru care l-am spus în prezentarea anterioară. Am spus că nu se câștigă așa mult în Germania și cineva m-a corectat, adică mai mulți m-au corectat. Vreau să vă spun că prezentările nu le pregătesc, nu sunt scrise înainte și ce am vrut să spun atunci era faptul că pentru o familie cu mai mulți copii e mai greu. Da? Să câștigi 2000 de euro și să plătești 1400 chirie plus alte cheltuieli, cred că acum puteți face voi calculul. Să știți că nu e o moft să faci unei familii cu 9 copii o casă, ci o necesitate. Și rugăciunea pentru familia mea în momentul în care nu aveam casă și vreau să mă apuc să o fac era: Doamne Iisuse, am nevoie de casă acum când am copii mici. Nu mai târziu. Mai târziu copiii pleacă și cei care sunteți mai în vârstă ca mine știți. Așa că rugați-vă ca Domnul să dea izbândă, Domnul să lucreze și binecuvântarea Domnului să se vadă în casa aceasta. Mulțumesc fraților păstori de aici, în zonă, care s-au implicat cu atâta dragoste. Fraților slujitori, e foarte important să ai lângă tine oameni care nu numai că sunt păstori, dar sunt și slujitori. Cu ajutorul Domnului și al lor, am putut comanda tot lemnul pentru planșeu, pentru acoperiș. Și avem promisiunea că cineva va veni să ne ajute la construcția acoperișului. Așa că Dumnezeu să lucreze mai departe. Dacă ai pe inimă și vrei să te implici, te așteptăm cu brațele deschise să ne dea o mână de ajutor. Dacă ai materiale de construcții, o poți face. Dacă vrei, poți trimite finanțe, mai mult de lucru. Credem că ceea ce Dumnezeu a început va duce la bun sfârșit. Noi am început prin credință și Dumnezeu își va face numele de slavă. În toate lucrurile, El să fie lăudat. Tu la Iisus, dacă ai venit, e viață că-ți va da în dar. Cheamă-L pe Iisus, neîncetat, căci în lume e căutat și vrea să te ia curat. Deci fii cu Iisus mereu, viață să știi că nu e greu. Dacă vei fi cu El mereu, deci fii cu Iisus mereu, viața să știi că nu e greu. Dacă vei fi cu El mereu, eu știu. Și primesc izbăvire și fericire.